Salutare dragii mei, bine v-am găsit la un nou video, ne revedem după foarte mult timp, timp în care nu am mai postat, nu v-am mai dat niciun update, n-am mai vorbit cu voi, nu am mai făcut live-urile, n-am reușit să fac efectiv nimic și dacă cumva te-ai uitat la câteva din videourile mele, ai înțeles că motivul pentru care nu postez, nu postez regulat este că de obicei se întorc toate lucrurile cu fundul în sus și trebuie să stau să le rezolv. La fel și de data asta, toate s-au întors cu fundul în sus, iar o picat cerul, iar se, stric, se, strică destul de multe chestii și necesită toată atenția mea în așa fel încât nu pot să-mi permit să postez. Asta este unul dintre motive. Al doilea motiv este că este, atât de, este, o perioadă atât de intens psihică în care am atât de multe gânduri, decizii de luat, văd lucrurile mult mai gri decât ar trebui. Și nu am așa o minte limpede în care să nu fie nici în extaz și nici în prea multă tristețe, în așa fel încât nu am ce să dau în video, nu, nu am ce să spun în video și așa mai departe. De-aia nici nu a reușit să îmi fac postările așa cum aș dori să fac. E destul de greu să-ți uh, controlezi simțămintele în momentul când uh, ai... <coughs> treci prin asemenea perioade, însă trebuie să învățăm să o facem. În principal, ce s-a întâmplat? Titlul videoului este în legătură cu faptul că majoritatea problemelor pe care le, avea cu, le vei avea cu Amazon nu sunt în mod special din cauza faptului că ai făcut vreo afacere greșită cu vreun produs. Ok, ăla este un factor, un factor care, să zicem, influențează foarte mult rezultatul la celelalte probleme și influențează foarte mult cât de mult te stresează celelalte probleme care sunt la bază zilnică și anume problemele legale, problemele de structură a firmei, problemele cu <coughs> softurile pe care le folosești, cu softul Amazonului și așa mai departe, care apar destul de des și care trebuie să fie rezolvate. Ce s-a întâmplat? În momentul când, ca să pun un pic de context, în momentul când importezi în Germania, se plătește un TVA, Adică, dacă eu importez un produs de 1 euro, îl aduc în Germania la vamă. Dacă am 100 din acele produse, se va pune 100 de euro plus TVA, care eu îl plătesc la stat, 19%. Da? TVA, care eu, din cauza structurii, structurii firmei mele, plim, plim, îl primesc înapoi, pentru că eu mai plătesc o dată TVA când vând. Sunt unele firme care nu plătesc TVA când vând. da, TVA-ul rețin. Dar eu am eu am un PFA, să zicem așa și eu plătesc TVA. Deci de asta acel TVA de import trebuia să-l primesc înapoi. Și asta în jur de 6500 de euro. Ei nu știu cine au greșit, nu știu ce s-a întâmplat. Habar n-am ce-a făcut contabilul, dar acel TVA nu l-am primit înapoi. Și eu am dedus că motivul pentru care nu-l primesc înapoi este că s-a cum să zic, echilibrat cu TVA-ul care trebuia să-l plătesc eu la fisc, la finanțe, da? Dar nu s-a întâmplat asta. Și dintr-o dată, undeva în, fe... în ianuarie, să zicem, îmi vine 7500 de euro de plată pe anul 2020 la finanțe. Da? 7500. În contextul în care ei trebuie să-mi dea 6500. Nu, bun, toate bune și frumoase, dar eu nu pot să adun într-o lună șase... 7500 de euro și să-ți dau ție. Unul la mână, doi la mână nu pot să-ți dau 38% din marja produsului, că de nimic nimica nu merge, dar nimeni nu înțelege. Da? Um, contabilul e destul de încet Probabil că ei au greșit Habar n-am cine a greșit Ideea este că nu am plătit Că n-am de unde um, Am așteptat să văd ce se întâmplă Am așteptat să se clarifice lucrurile Nu s-au clarificat Ăștia ce au făcut? Mi-au confiscat contul Mi-au confiscat contul Bă, au zis Nu-ți mai dăm drumul la cont Până când nu ne plătești 7500 de euro Ei, confiscând mi contul Eu nu am putut să mai fac niciun transfer Ne putem să mai fac nici transfer, implicațiile devin deja enorme. Cine îmi plătește costurile de firmă? Cine îmi, plătește, cine îmi plătește cursul care trebuie să plătesc una, care dacă nu puteți plătesc nu mai am acces la el? Ok, acum nici nu mai am nevoie, dar cine îmi plătesc uh, softurile pe care le am? Helium 10, Seller Board, Easy Bill-ul cu care îmi fac eu facturile? Ei, trebuie acum deja să fac o investiție privată ca să susțin firma, nu? Um, Plus, pe lângă, pe lângă asta, în ultimele 45-60 de zile, zicem așa, 45 de zile, din conturile mele au zburat vreo 5.000 de euro în plus de facturi, chirii, în tot no, lucrurile pe care, de care ai nevoie în viață de zi cu zi, datorii, asta e încă un mare factor, reparații mașină, și uite, așa au plecat 5.000 de euro. Bazându-mă pe faptul că, din contul de firmă, eu câteodată la sfârșitul lunii mai iau 50-100 de euro. Maxim Pentru ca um, să mai trăiesc Nu știu, o săptămână, o săptămână jumate Depinde de cum a fost uh, luna aceea Până când îmi intră banii de la asociația Pe care mă susține pe mine lunar Ca să pot să-mi fac eu Treburile cu businessul, ul nu? Um, Oricum, banii care îi primesc Orice intră, numai plăți, facturi, datorii În fine, nu văd mai nimic de acolo nu? Ok um, Sustrage mult de la gură Dar de data asta a trebuit să sustrag atât de mult că o săptămână întreagă nu am avut o săptămână. De fapt o săptămână jumate nu aveam efectiv nici un ban. Rămăsesem la 50 de lei care mai aveam pe un singur card. Mai aveam o săptămână de trăit. Pampers Lumia nu mai aveam. S-o pierdut și cardul în ziua aia. Bine că l-am găsit că apoi am putut să cumpăr să cumpăr Pampers și iarăși am ajuns într-o situație în care atât de strâns am fost din toate părțile. Că nu mai aveam bani de trăit, pur și simplu. Și asta de a fi prima lună, dar multe luni au fost de genul în, în anul ăsta de când, sunt, de când sunt aici. O grămadă de ieșiri și puține intrări și um, lucrul ăsta, cum să zic, mi-a deschis ochii și mi-am dat seama, mă, a fost un an greu, va urma un an și mai greu, cu siguranță, pentru că așa este viața nu-ți dă, nu dă pauze. De obicei, pe cât înaintezi în viață, devine tot mai grea. Acum, asta e realitatea. Dar nu pot. te super pe realitate. degeaba te super că Dunărea merge în jos și nu merge în sus. Da? Realitatea este cum este. Trebuie acceptată și trebuie luptată cu ea. Um, Acum, ideea e în felul următor. Mi-au deschis ochii. Băi, eu ce fac? În România, dacă cumva sunt obligat din cauza faptului că nu mă mai descurc financiar cu firma, dacă ăștia de la uh, asociația care mă susține cu bani pe lună fac o schemă și zic, mă, nu te mai putem susține. Eu ce fac? Mi-a deschis ochii că. Totul se poate dărâma destul de repede. Dacă lucrurile merg bine acum, nu înseamnă că vor merge bine și pe viitor. Îmi pare rău, am mutat un pic microfonul. Deci, dacă merg bine lucrurile acum, nu înseamnă că vor merge bine tot timpul. Și la ce nu te aștepți? Aia te rovește. Da? Deci, primul learning, mare atenție la structurile legale, mare atenție la fisc și la contabil. Comunică contabilul ăla. Eu n-am comunicat cum trebuie și de asta am ajuns probabil și aici. Deci, trebuie să iei treaba asta în serios. Că îți spune piedică și nu mai poți să faci nimic, da? Acum din contul ăla nu mai am intrări, dar ieșiri nu pot să am, Pentru că nu pot să fac niciun transfer de bani. Ne putem să fac niciun transfer de bani, nu pot să îmi plătesc softurile. Um, ne putem să îmi plătesc softurile înseamnă că nu pot să îmi plătesc nici testării, nu pot să mi lansez noile produse pe care le am, nu pot poate să mi plătesc fotograful. Da? Și uh, toate astea trebuie să vină apoi din banii mei personal, care și așa sunt strânși și după cum am zis de multe ori am, am rămas aproape pe zero, gândiți-vă în contextul în care eu nu am niciun ban strâns, am în jur de 30.000 de euro uh, datorii, hai că nu mai sunt 30.000, păi cred că sunt undeva la 25-20 ceva de mii acum, datorii. Bani care eu trebuie să-i dau înapoi, că 20 de minus neapărat apărat uh, datorii. Au fost o investiție, dar investiție care a făcut-o fratele meu și care tot eu sunt cumva responsabil asupra ei, adică el trebuie să-și primească bani înapoi, nu? Deci responsabilitatea este a mea și tot într-un fel de datorie este în mintea mea, în orice caz. Um, ăsta este contextul și <laughs> încerc să-mi amintesc ce, am zis înainte și unde am rămas. În fine, ideea e că nu am niciun ban pus deoparte, lucrurile sunt strânse și nu nu permit de fiecare dată să intru cu banii mei privați în firmă, că am făcut asta, s-a întâmplat să se îmbolnăvească Elisa mie și așa mai departe, am golit toate cardurile, dacă mai se făcea o singură vizită la doctor, nu aveam cu ce să plătesc și era, a fost o situație extremă atunci și destul de dureroasă, poate odată o să vă zic și despre ea. Atunci când eram trist, voiam să vă spun dar îmi dau seama că Acum când mai nimpede nu, nu, nu am de ce um, în, în orice caz Orice greșeală pe care o fac Orice lucru pe care îl mișc Îmi pune în pericol familia Și asta nu este bine Pentru că am responsabilitate asupra la două fete Plus al treilea care vine acum Este în burtică um, Și um, responsabilitatea devine deja mult mai mare Și orice risc e deja mult mai mare Și stresul este mult mai mare și stresul pe fiecare decizie, cât de mică cu firma, este mult mai mare. De aceea am luat decizia că eu trebuie să fiu despărțit financiar de firmă cu totul, neapărat cu totul, să am un job, să fiu asigurat complet, pentru că aici în România am dat la bana, doctor, de nici nu vă pot zice. Deci pătești de rupi. Um, în cazul în care ai servici, probabil ai asigurări, ok, eu nu am, da? Un serviciu va trebui să-mi iau și mi-am zis, măi, îmi iau aici, în România, sau îmi iau în Germania, unde aș fi mai bine pe viitor? Plus că în Germania am mai multe beneficii sociale în momentul că se naște și al doilea copilași. Um, plus că, par pardon, dacă eu lucrez, toată familia poate să fie asigurată uh, pe asigurarea mea. Deci, sunt anumite beneficii pe care le am acolo. Așa că, deschizându-mi ochii, mi-am dat seama că ar trebui să fiu foarte recunoscător că mă pot întoarce în Germania, pentru că anul ăsta va fi mai greu decât anul care a fost, care a fost groaznic de greu, a fost foarte greu. Cel mai dificil an din toată viața mea și asta nu înseamnă că va fi, că nu, nu voi avea un an și mai dificil acum, va fi și mai dificil și trebuie să fiu într-o țară în care dacă toate lucrurile merg cu susul în jos, să pot să-mi iau un job, să pot să-mi iau poate două joburi și un mini job să lucrez de rup ca să pot să-mi plătesc ce am de plătit și să pot, da, să pot supraviețui. Mă îndoiesc că aș putea să fac asta în România, de aceea am luat decizia să plec. Bun, luând decizia să plec din Germania, care să plec în Germania, decizie care nu este ușoară, înseamnă că trebuie să-mi găsesc chirie. Nimeni nu-ți dă chirie dacă nu e salariat și nimeni nu-ți dă chirie um, <coughs> dacă ai familie. Adică îți dă chirie, dar trebuie să fie o chirie mare și eu nu pot permite să plătesc 1500 de euro pe chirie, de exemplu. Așa că caut unele mai mici, la 60 de metri pătrați, două camere. Ei când văd că am copila și sunt cu soția, zice, Oh, e prea mică, pentru familie nu este bună. Și dacă trec de primul pas, atunci ei au nevoie de uh, trei uh, salarii, să le vadă în cont ca să fie siguri și contract, uh, contract uh, stabil de muncă ca să fie siguri că îți dau chiria. Așa că este foarte greu să te întorci, plus 2000 de euro cauțiune, Plus o chirie care, să zicem, în jur de 800-1000 de euro ar fi pe o lună, la o chirie convenabilă, e foarte greu să te întorci. 3000 de euro pe care nu îi aveam, deci era imposibil să mă întorc. În sfârșit, am găsit la vechiul proprietar o cameră pe care o putem, o putem folosi, convenabilă ca și preț. De fapt, atât de convenabil ca și preț că aș avea în Germania, întorcându-mă, cu 250 de euro mai puține cheltuieli în sensul chiriilor, că nu mai am nici birou. Chiria este mai ieftină și nu plătesc nici curent, de fapt, la curent plătesc, dar nu plătesc apă și căldură. Deci, din punct de vedere financiar, mega, super fine. Bun. Ce voi face în continuare? Voi lua un job, voi face Amazon concomitent cu jobul, alt learning pentru tine. Fă Amazon concomitent cu jobul. De ce? Este, mai ales dacă ai familie, trebuie să îți împlinești simțământul siguranței. Nu vrei să ai firmă și să ai nesiguranță în jur că nu poți să fii creativ, nu poți să înveți nimic, nu poți să faci nimic. O să faci doar ce trebuie și nu dai înainte cu Amazon dacă faci doar ce trebuie. Pe Amazon trebuie să faci și să dezvolți strategii de luptă la propriu, că te lupți cu o grămadă de oameni, să devii creativ și nu poți să faci treaba asta dacă tu ești în continuu stresat. Deci nu îți lăsa jobul. Fă Amazon în continuare. Sunt o grămadă de, de care vând de zeci de mii de euro și fac foarte mult profit pe lună și au în continuare job din cauza acelei siguranțe. Amazon fluctuează. Într-o lună faci foarte mulți bani, într-o lună faci mai puțin și acele fluctuații pot fi mai mari sau mai mici și nu vrei să fii dependent de ele, nu vrei să te pui la riscul lor și la vântul vieții, da? Deci cel mai bun sfat pentru tine, fă Amazon concomitent cu, cu un job chiar dacă este greu, fă-o din pasiune, fă din iubire și îți va fi mult mai bine, vei crește mult mai ușor. Un alt lucru, când ai prea mult timp liber pe mână, am văzut asta, nu faci nimic, nu faci nimic cu el, nu faci ce trebuie cu el, pentru că problema nu e că nu ai timp, problema e capul tău, e mintea ta, nu ți-l poți organiza cum trebuie, o lălăi toată ziua, îți faci un plan, zici băi, am timp toată ziua și ajuns să nu faci nimic. Dacă ești restricționat din punct de vedere al timpului, ai mai multe șanse să faci ceva. Într-adevăr, este un pic mai greu că ești obosit, Însă, oricum trebuie să te lupți cu ceva și eu cred că e mai ușor să te lupți în unele cazuri cu, o, cu obosearea decât să te lupți cu lipsa de motivație și um, de organizare și letargia, poate chiar și lenia, care vine în momentul în care nu ai o activitate stabilă pe care o faci în fiecare zi. Deci, asta este următorul sfat pe care ți-l dau cu, cu business-ul tău, business tău Amazon. Următoarele video despre Helium 10, despre căutarea de produse și așa mai departe. Le voi face. Acum sunt pe drum, voi face săptămâna asta videouri. cum am zis, am încercat să rezolv cât se poate de repede. Am reușit să închid chiriile aici în România și să predau ce am avut de predat. Ieri la ora, de fapt alalt ieri, luni, dacă nu mă înșel, azi e miercuri, luni la ora 15 am primit ok-ul okay că iau chiria până la ora 3.30 jumate. Uh, nu m-am lucrat, nu m-am împachetat, am dus câteva mașini la bunici de chestii care le-am adunat pe aici. Apoi la ora 8 ne-am trezit, de la 8 la 15 din nou am tras de-am rupt, numai ca să mă pot să mă pot muta cât se poate de repede și să nu mai pierd efectiv nicio zi, pentru că o săptămână întreagă nu am lucrat și nu am făcut nimic altceva decât m-am rugat, am citit și am încercat să aflu răspunsul dacă să plec sau nu în Germania. Și am luat decizia corectă, am luat decizia să plec în Germania. Um, un alt sfat pentru tine. Încearcă când viața este gri și neagră, încearcă să nu te să nu te mai refugiezi în digitalism, nu mai fă treaba asta, nu ți aduce nimic, știu că este ca un drog, știu că încerci să fii fericit în momentul când ești nefericit și viața este grea, dar nu te ajută cu nimic și dacă viața nu este grea, nu vei dori să progresezi, numai în momentele acelea vrei să-ți faci viața ușoară și dacă ți-o faci ușoară prin chestiile digitale, nu ți-o vei mai face ușoară dintr-un punct de vedere real, așa că am zis, Săptămâna asta nu pot lucra. Mi-am dat seama că dacă zic mă duc lucrez și mă duc la birou și ce se întâmplă? În mod automat intru pe YouTube, intru pe Netflix sau așa și mă uit la un film, mă uit, la, mă uit pe YouTube pentru că nu sunt ok, Eu încerc să-mi fac o stare de bine ca să pot lucra și mi-am dat seama nu pot să ating laptopul. L-am pus deoparte, nu l-am atins. Nu l-am atins, am zis nu mă duc la el că nu pot. Așa că am stat, am citit, uh, m-am uitat pe pereți, da? am gândit, bine că am gândit în timpul ăsta și chiar dacă este dureros, mai bine să faci proiecții în minte, chiar dacă e dureros și te stresează și e greu, mai bine să faci proiecții în minte și dai cu capul în mintea ta de ele și vezi imposibilitatea lucrurilor și te, și te preocupi de, de, de multele necunoștințe pe care le ai despre, despre viitor, decât să dai cu capul real de ele. Mult mai bine este așa. Știu că e greu și stresant, n-am dormit nopți, dar trebuie să o faci, da? Viața nu este și nu poate fi tot timpul fericită. Asta e o iluzie și um, um, nici nu trebuie să fie, că ar fi groaznică, da? dacă ai fi fericit în continuu, ar fi mega rău, ai, fi, ai luat numai decizii proaste, la entuziasm, ai vorbit numai la entuziasm și am fi destul de auto, autodestructiv, da? viața trebuie să e destul de complexă și are, are necesitatea ei de greu pentru a fi frumoasă și a fi împlinitoare. Acel simțământ de împlinire pe care îl ai când faci un lucru greu e mai prețios decât extazul de fericire pe care îl ai de multe ori într-o vacanță, dar dacă mergi în fiecare zi în vacanță, zic că nu-l mai ai. E ca și cum mănânci tiramizu în fiecare zi, dar dacă faci un lucru greu în fiecare zi, acest simțământ de, de, de împlinire va veni tot timpul, ăla nu se învechește. E foarte interesant lucrul ăsta, ține minte. Da, e un video lung, știu că am vorbit foarte mult. Ideea e în felul următor, am plecat la drum, am parchetat toate chestiile, um, eram rupt de oboseală, asta se întâmpla ieri, undeva prin Onești, că facem un stop în Făgăraș, Um, mai întâi, înainte ca să plecăm în Germania, a sărit o rolă de la alternator, uh, s-a rupt cureaua, a rămas în panel la ora 18, uh, ce să fac, platformă foarte scump, trebuia să noptăm, nu aveam niciun chef, să optăm aici, să reparăm mașina. În fine, din fericire, sunt asigurat la ADAC sau Adac pe română în Germania, um, au reușit să-mi dea un, un hotel și, și așa mai departe să pot să noptez uh, pe asigurare. Și acum mașina este la reparat, în momentul de față. Uh, un alt lucru, ce de pe tort, ieri, o chestie mega importantă pentru tine, care vreau să înțelegi, contractul, valoarea contractuală a unui lucru, e cel mai puternic, cel mai bun lucru, cel mai prețios, cel mai inteligent și cea mai inteligentă chestie pe care trebuie să o faci și să o înveți să o stăpânești. Deci, eu am un chiriaș în Germania și ăsta, dintr-o dată, îi vine să-mi zică mie că nu mai plătește chiria pentru că eu mă duc în Germania acum să îmi fac dezînscrierea de pe locuință și el să o primească legal și să fie pe uh, următorul, pe, 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 proprietarul meu cu contract, da? Să nu mai fie cu contractul la mine, ca să nu mai fie lucrurile amestecate, pentru că eu mă duc în altă parte. Eu mi-am altă chirie în altă zonă a Germaniei. Bun. El zice, păi bine, dacă rezolv săptămâna viitoare și eu îți dau chiria săptămâna viitoare. Și am zis, bă, băiatul, cum adică să-mi dai mie să, să pună viitoare chiria? Tu ai contract cu mine că trebuie să-mi dai chiria. Eu nu am contract cu tine că trebuie să rezolv treaba asta. În fine, nu voia să înțeleagă. Voia să-și ia cauțiunea într-o lună, că el se mută în altă locuință, că nu plătește, că nu știu ce. În fine, deschide contractele, um, arată din contract. Fii atent, omule, tu ai zis că îmi stai șase luni în chirie, apoi după șase luni ai voie să dai, uh, să, 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 să reziliezi contractul și această reziliere durează două luni de zile, adică după ce ai reziliat și ai predat-o în scris, două luni mai trebuie să stai, adică tu până în iulie ești al meu. Mai nu voia să înțeleagă. Îi zic de cauțiune, că se plătește la, la sfârșitul anului contractual, în iulie. Nu voia să înțeleagă. Și, în fine, a trebuit să mă iau de el, a trebuit să-l ameninț, ameninți cu, uh, cu măsuri legale și așa mai departe, ca să înțeleagă. Ei, când am început să-l ameninț, uh, a schimbat foaia. A, păi nu mă mai mut, că nu știu ce. Deci, Dragii mei, dacă nu aveam contract în, momentul de față, eram fiu ploi. Eram fiu ploi. Trebuia să dau și eu rezilierea contractului la proprietar, numai că eu trebuie să mai stau 3 luni pe contract cu el. Asta înseamnă că dacă ăsta am pleca într-o lună, eu mai plăteam încă două chirii aiurea acolo și pierdeam foarte mulți bani. Mă înțelegeți? Deci, nu, no, aseară scrie proprietarului, spune că trebuie să dai și tu reziliere la contract. Scrie acea, vreau să scriu și acea reziliere, dar până la urmă mi-a mi, -a, mi -a zis că trebuie să o fac în scris, într-o în formă de scrisoare, oricum în PDF nu pot să o trimit. În fine, băi, nebunia de pe lume și dacă nu aveam contract, dragii mei, eram fiul ploii. De aceea, oh, prețuiește, prețuiește treaba aceasta. A fost contracte clare, știu că e greu, știu că e obositor, dar fățile le scrie ce vrei tu în contractul ăla, că eu am scris. Am zis, bă, hai să nu am încredere, că m-am ars dată cu unii care nu plăteau și a trebuit să plătesc pentru ei și a fost groaznic tot în anul ăsta care a fost nebun, da? A fost groaznic, a trebuit să plătesc eu chirie și acolo și aici în România, deci a fost teribil, în fine. Um, și de atunci mi am, mi-am făcut contractul și am zis, uite, asta vreau de la tine. Vreau cauțiunea, vreau uh, să-mi rămâi în chiria asta până pe data de și atâtea luni. Până, uh, ca, ca, să fiu sigur, da? ca să mă pot asigura. În fine, asta a fost video dragii mei. După cum vedeți, viața este plină de probleme. Asta nu înseamnă că nu poate fi frumoasă și împlinitoare. Vă doresc numai, numai bine, sănătate rămâneți abonați pe acest canal, vă mulțumesc la toți cei care v-ați abonat de curând la acest canal, vă promit că vom avea content de valoare, vreau să intru foarte adânc în căutarea de produse și cum le poți găsi și în toate strategiile acestea pentru că mi se pare că este cum să zic, esența businessului, să înțelegem cum să facem un business profitabil, asta e important, să fie un produs bun, profitabil. Pentru că astea două care le-am făcut ultimele, în care am investit, dragii mei, 300 de euro în amândouă, 150 la unul, 150 la celălalt. Dragii mei, pozele nu le-am plătit pentru că le-am făcut pe gratis la cineva și se vând, se vând la profit, da? Luna trecută am făcut 50 de euro profit din ele cu o, o investiție de muncă de 6 ore combinat, Așa se fac banii pe Amazon, produs cu produs, profit, profit puțin de la fiecare, dar fără ca să faci mari investiții și mari riscuri în ele. Asta vreau să-mi văd și pe voi să faceți, să aveți ceva pe lângă pe lângă salariul pe care îl primiți și eu cred că lucrul ăsta este realizabil și, și concret și poate fi făcut da, să-ți iasă și, și, și ție pe lună 200-250 de euro, poate 300 de euro pe lângă ceea ce primești în salariu dar fiți atenți, nu e atât de ușor sunt multe chestii de făcut dacă ai impresia că e ușor să faci bani, nu este pentru ea 200-300 de euro trebuie să muncești de ți sar capacele eu după 2 ani de zile de muncă muncă continuă, să zicem că poate ajung la break even în, în marjă, da? în marjă pe lună, la break even, nu că mi iese ceva, la break even, dragii mei. Este multă muncă dacă vrei să-ți creezi libertatea și multe probleme, dar se merită și cred că peste 5 ani îți vei mulțumi că nu te-ai lăsat și că te-ai ținut de acest drum și că ai investit timpul tău și um, durerea ta. Noi se mânăm pentru viitor și ceva tot trebuie să răsară. Și cel mai important, lucru este că dacă semeni, asta se va schimba, asta va răsări. Și asta este cel mai important asset pe engleză, este cel mai important al tu, al tău, a tu, al tău în viață. Așa că rămâneți aproape și ne vedem la următorul video.